Deputații au deschis sesiunea parlamentară de toamnă. Chiar din prima zi nu a lipsit schimbul de replici între opoziție și guvernare. Socialistul Vlad Bătrâncea a acuzat presiunea asupra partidului său și a evitat să dea un răspuns clar dacă PSRM susține sau condamnă războiul pornit de Rusia. Iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat în debutul ședinței că există politicieni interesați de destabilizarea situației în țară. Va trebui să muncim mai mult, să economisim un pic, să fim atenți la cei care vor să destabilizeze situația și să rămânem uniți. Cetățenii noștri își iubesc țara și își iubesc prea mult copiii ca să se lase amăgiți așa de ușor. Ei înțeleg foarte bine că în spatele celor care vor să dezbine țara sunt niște hoți. Deputatul Boris Marcoci, care e și veteran al războiului de la Nistru, a insistat să afle opinia socialiștilor privind agresiunea rusă din Ucraina. Suținiți invazia Rusiei în Ucraina sau o condamnați. Este foarte important să știbă toată clasa politică, fiecare din noi, ce ne gândim și ce vedem astăzi în fața noastră. Sper că de data aceasta dumneavoastră veți da un răspund pront la aceasta. Răspunsul l-a dat Vlad Batrâncea, care a început ședința cu un discurs despre presiunile la care i-a supus opoziția. Potrivit lui, partidul de guvernare a înțeles greșit reformarea justiției. Batrâncea a evitat să spună clar ce poziție are față de război. Asta după ce întrebarea a fost repetată și de Adrian Cheptenaru de la PAS. Republica Moldova este o țară neutră și noi dorim să păstrăm pace în țara noastră și contribuim la acest lucru. Ceea ce este în Ucraina este o dramă și noi dorim pace și dialog cât mai repede. Și mai puțin provocări și provocători. Și nu continuați să faceți propagandă ieftină pe acest subiect deosebit de sensibil. Concentrați-vă pe dialog și pace. Și îndepliniți-vă promisiuni electorale. Domnul Antoi. Mulțumesc. În Africa de Sud, pe durata luptei cu apartidul, a fost un episcop desmontut. El a spus următoarele. Dacă în condițiile nedreptății, te poziționezi ca neutru, te poziționezi de partea răului. Mulțumesc! Înainte de sesiunea ordinară, Parlamentul s-a întrunit în două ședințe extraordinare pentru rectificarea bugetului. Totuși, opoziția a boicotat reuniunile extraordinare din august și septembrie.